China analizează cu atenție unde s-a împotmolit ofensiva rusă în Ucraina și se concentrează pe metodele de distrugere a rețelei de satelit Starlink și pe protecția tancurilor și elicopterelor de sisteme de rachete Javelin și Stinger, potrivit mai multor articole în publicațiile militare chinezești dezvăluite de Reuters. Mai multe despre acest subiect știe colegul meu Florin Jipa, editor la Monitorul Apărării Securității. Bine te-am găsit, Florin. Vedem această analiză riguroasă făcută, peste 100 de articole din peste 20 de publicații chineze. Care ar fi principalele greșeli ale Rusiei potrivit experților chinezi și de ce ar face China o astfel de analiză? Bună, Monica. În primul rând trebuie spus că oficialii chinezi nu au comentat și nu au criticat Rusia pentru acest război dezastruos, dar uite că specialiștii, experții militari și-au luat libertatea să analizeze acest lucru. Bineînțeles că Rusia este China este interesată de experiența Rusiei în Ucraina, deoarece și China intenționează să-și recapete teritoriul și anume știm că până în 2027 președintele Xi Jinping a dat ordin armatei să fie pregătită să invadeze Taiwanul, conform unei declarații chiar a directorului CIA William Burns. Deci are interese foarte mari să descopere lecțiile învățate ale acestui război. Cum spuneai și tu, distrugerea tancurilor și elicopterelor cu rachete Javelin, respectiv Stinger, este una din aceste lecții și experții militari, special cei din industria de apărare, se concentrează pe modalitățile de apărare a acestor echipamente și, bineînțeles, rețeaua de sateliți Starlink este ceva nou pentru ei, ceva greu de copiat, dar și de distrus. Pe ce se concentrează specialiștii militari pentru a contracara această tehnică vestică cumpărată inclusiv de Taiwan? Da, specialiștii militari cel mai mult pun accent pe drone, de altfel se și spune că în Ucraina este un război al dronelor, chiar dacă vedem tranșee, vedem militari în tranșee, vedem în același timp și diferite tipuri de drone și de o parte și de alta. Rușii folosesc foarte mult dronele kamikaze și Shahed-136 iraniene, în timp ce ucrainenii folosesc foarte multe drone comerciale mici, de care agață în special grenade sau mici bombe, pe care le lansează împotriva militarilor și tehnicii ruse. China vrea să crească foarte mult cheltuielile militare pe achiziția de drone și consideră că războiul dronelor este unul care, asupra căruia trebuie să-și concentreze toată atenția. Îți mulțumesc, Florin, pentru analiză.